Now we're going back to Revelation chapter 10. I hope everybody, everybody you, you ate the book last night. So we're going back in chapter 10. Așa că ne întoarcem în capitolul 10. But I want to show you that if we study our prophecies correctly, we we'll find that all our prophecies fit together. Vom vom descoperi că toate acestea se seven cele șapte biserici, cele șapte sigilii, cele șapte trompete și cartea Daniel. Toate se întrepătrund. Niciuna dintre profeții nu stă de una singură. Daniel 2 Niciuna dintre aceste profeții Daniel. nu stă de una singură în afara capitolului 2 din Daniel. În timp ce ne întoarcem din nou la capitolul 10, și din moment ce ați mâncat carticica, sunteți pregătiți pentru următoarea parte, dar vreau să recapitulăm puțin. Pentru capitolul 10, și vă voi arăta exact unde ne aflăm în linia pro profetică, și eu integrez total cele șapte biserici, șapte sigilii și cele șapte trompete. Și de asemenea, pun uh, stabilesc timpul și locul. and the prophetic time and place și locul of the event of Revelation chapter 10. Al evenimentelor din Apocalipsa, capitolul 10. Okay? So we're going to do that here. This is, this, this is what we do when I'm, when I'm teaching an advanced class of prophecy. First, we make sure you got the basics. So what I'm going to do, but I'm, I'm going to assume you have some of the basics. Presupun că voi aveți uh, baza pusă. And I'm take you in class. Și așa că vă duc la nivelul avansat. Să ne rugăm. Tată din ceruri, we bow thee, ne plecăm înaintea ta! Ca să-ți mulțumim din nou pentru mila ta. Și îți mulțumim, Doamne, pentru acest cuvânt al profeției. Pentru siguranța cuvântului adevărului. We ask you please abide with us. Îți cerem acum să vii să locuiești cu noi. And grant Holy Spirit. Și să ne dai Duhul Sfânt. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să ne îndrume. În tot adevărul. in Am cerut toate acestea în numele lui Isus și de dragul lui. Amin. Amen. 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 Now remember, in Revelation Amintiți-vă că în Apocalips, capitolul 10, ne-am oprit să vorbim despre cărticică. mă voi întoarce imediat la această cărticică, dar vreau să vă mai dau încă câteva informații ca să vă arăt că capitolul 10 se ocupă de pece de trompete de trâmbițe și de biserici și vom vedea acest lucru now Un... 10 time frame timpul în care se întâmplă capitolul 10 este 1844, 1840 -1844. de la 1844. 1840 -1844. De la 1844, 1840 până la 1844 care este timpul 1840 până la nu, înainte 1844. Înainte de anul 1844, înainte de anul 1840, erau evenimente care aveau loc sub cele șase peceți. Când Isus și când Îngerul a deschis cel de -a, cea de-a de pecete, noi știm că a fost un mare cu tremur.

1755. Până la acel punct, până în acel moment, era cel mai mare cutremur înregistrat vreodată. Dar vă amintiți că acesta era sub cea de a șasea pecete. Ce am spus? A șasea pecete. Apoi, următorul eveniment care a avut loc sub cea de-a șasea pecete, Was that the sun would be darkened and the moon would not give her light? Did that happen? Yes, it did. May 19th. It's the first time in it came to the world that it had been recorded that the sun was darkened in the afternoon and the next day, next night, the moon turned to blood. Este pentru prima dată în istorie când ni se spune că soarele s-a întunecat în amiaza mare și luna s-a transformat în sânge. Vreau să urmăriți ordinea cronologică. Și apoi profeția ne arată către stelele căzătoare. Deschideți cu mine la Apocalips, capitolul 6. Vreau să vedeți tot ceea ce vorbim noi aici. Apocalips 6. Biblia ne spune în versetul 12 când a rupt mielul pe cetea a șasea m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Cutremurul era cutremurul din Lisabona din Am 1755 Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele. Și în, Mar în cartea mare luptă ne spune că acest eveniment a avut loc în 19 mai 1780. Urmăriți ordinea. Apoi în versetul 13. And the stars of heaven shall fall și stelele au căzut din cer pe pământ, cum cad smochinele verzi din pom, când este scuturat de un vânt puternic. Aceasta a avut loc în 13 noiembrie 1833, cu 11 ani înainte de 1844. Următorul eveniment. Acesta este pecetea. A deci, potrivit profeției biblice, ne aflăm sub cea de-a șasea pecete. Dar acum, următorul eveniment care are loc, între cea de-a șasea și a șaptea pecete, trâmbiță, Va fi căderea și ridicarea Imperiului Otoman. Imperiul Otoman a căzut pe 11 august 1840. Următorul eveniment După căderea Imperiului Otoman în 1840. October 22, 1844. Ar fi încheierea celor 2.300 de zile din 22 octombrie 1844. Notice, Observați linia cronologică: 1755, 1780, 1833. Apoi 1840. 1844. și 1844. All the lines, and this is under the fifth. Now, notice you had six seal, Observați că avem a șasea pecete, așa că ne aflăm sub cea de a șasea pecete. Și anul 1844 marchează sunetul de trâmbiță al celei de a șaptea trompete. So așa că suntem sub sigiliul a șaselea, a șaptea trâmbiță. Și astăzi. Vă voi arăta, dar astăzi suntem în cea de-a șaptea biserică. Scrieți sigilii, trâmbițe și biserici. Toate în linia cronologică a capitolului 10 din Apocalipsa Și de asemenea și a capitolului 14. Cu acest gând. Vreau să vă duc la următorul punct. Mișcarea Adventă. Unde a început mișcarea Adventă? În Europa sau în America? În America. Aceasta este Apocalips 13 cu 11. Așa că mișcarea Adventă începe în timpul celei de de-a doua fiare. Când mergem în Apocalips 17 și vrem să știm unde ne aflăm, suntem la cel de-al șaselea cap, care reprezintă Statele Unite ale Americii. Foarte clar. Și asta înseamnă că suntem din Apocalips capitolul 10 ne duce către cea de-a șasea biserică. Și din cea de-a șasea biserică mergem direct către cea de-a șaptea. Așa că Apocalips, capitolul 10, incorporează al șaselea, a șasea pecete, a cincea, a șasea și a șaptea trâmbiță și a șaptea biserică. A șasea și a șaptea biserică. A Așa că sunt sigiliile, trâmbițele și bisericile. Suntem în cea de-a șaptea biserică, a șaptea trâmbiță și al șasele, a șasea pecete. Suntem la sfârșit. În mod sigur, suntem la sfârșit. Aceasta este o scurtă Informație. Să ne întoarcem la capitolul 10. Sunteți gata? Acum mergem în cuvânt. Urmați-mă. În Apocalips 10, ne-am oprit la versetul 9. Să ne uităm din nou împreună. Biblia ne spune, m-am dus la înger și i-am cerut să-mi să dea carticica. Și i-a spus, îndreptă Ia-o, mi-a zis el, și mănânc-o. Ea îți va amărâ pântăcele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea. Care era cărticica pe care Ioana a mâncat-o? Toți sunteți treji? Okay. Daniel. Cartea lui Daniel. În okay. Daniel. Daniel. mod special, Daniel care eight. capitol din Daniel? Daniel. 8. Daniel? 8. Daniel 8 cu... 14. 8 cu 14 și încă unul. 26. Foarte bine. Good. Acum, să ne întoarcem. Biblia ne spune că va fi o mare dezamăgire. Care a fost acea dezamăgire? Care a avut loc în 1844? La sfârșitul celor 2300 de zile, ce descoperim că s-a întâmplat? Pe scurt am vorbit aseară. La sfârșit, vă mai amintiți? Ce s-a întâmplat? Ei le așteptau pe Isus să vină. Și aceasta era dulce în gura lor sweet in their mouth, but it'd be bitter in their belly, right? Biblia ne spune că va fi dulce în gura lor, dar amar în stomac. Let's see what makes things sweet. Turn me to Proverbs 24:13. Să vedem ce face lucrurile dulci. Proverbe 24 cu 13. When you get there, just say amen. ajungeți acolo, spuneți amin. Are you there? Sunteți acolo? Proverbs 24:13. Proverbe 24 cu 13. Aici, Amintiți-vă că această cărticică va fi dulce ca mierea în gură. În Proverbe 24 13 Biblia spune Fiule, mănâncă miere căci este bună și fagurele de miere este dulce pentru cerul gurii tale. Acum, aici este spune că să Aici înțeleptul Solomon ne spune că ar trebui să mâncăm miere sau, sau fagure de miere, pentru că este dulce la gust. Dar ce este mierea spirituală? Dar ce este acel lucru spiritual care este dulce ca mierea, dulce, ca mierea? și va fi dulce la gust? Deschideți cu mine la Psalmul 119 cu 103. Sunteți acolo? Hope you're there now. Sper că deja ați deschis. Say, Când spuneți amin, știu că ați deschis. Sunteți acolo All acum? Right, Psalmul 119:103. 119, 103. Biblia ne spune ce dulci sunt cuvintele tale pentru cerul gurii mele. mai dulci decât mierea în gura mea. Wait a minute. Așteptați o clipă. Ce este la fel de dulce ca mierea? Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel că atunci când Ioan aceasta, a luat această cărticică, cartea lui Daniel, este cartea lui Daniel parte din Cuvântul lui Dumnezeu?

Apocalipsei poate fi atât de dulce încât putem avea reformă și reînviorare. Nu știu cât despre voi, dar eu vreau să mănânc acea că cărticică pentru că vreau să fiu reînviorat și vreau să fiu parte din Marea Reformă Lui Dumnezeu. Dar ce ne spune Ieremia 15 cu 16 despre Cuvântul Lui Dumnezeu? V-am dat acest verset seara trecută, dar ne mai uităm încă o dată. Biblia ne spune când am privit cuvintele tale, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele, căci după numele tău sunt numit Doamne Dumnezeul a știrilor. Atunci când mâncăm Cuvântul lui Dumnezeu așa cum ar trebui, El, ce, ce va fi cu noi? Ce se întâmplă cu noi? El devine bucuria și, și veselia noastră. Asta dacă, dacă studiați, dar dacă nu studiați și dacă nu vă rugați, Cuvântul lui Dumnezeu nu va fi bucurie. În primul rând, pentru că nu îl înțelegeți. Pentru că nu vă luați timp să-l citiți. Așa că doar vă duceți Biblia cu voi. Și ascultați o predică. Și mergeți acasă. Și, mergeți acasă, și închideți Biblia. Apoi te scarpini după și te scarpi în cap și, și spuneți de ce acest predicator atât de atât de uimit de Biblie. Am și eu o Biblie, dar eu nu o înțeleg. Asta pentru că nu ați mâncat-o când studiați cuvântul, va fi la fel de dulce ca mierea în gura voastră. Dar să ne apropiem mai mult acum. Amintiți-vă că Biblia ne spune că Ioan a mâncat această cărticică. A mânca această cărticică înseamnă a o studia cu atenție. A mânca înseamnă să o studiezi până înțelegi ce spune exact această carte în toate detaliile ei. Și în timp ce mănânci cuvântul lui Dumnezeu, apoi poți cere promisiunea din Psalm 34, 34 cu 8. Să deschidem la Psalm 34, 34, cu, 8. La Psalm 34 8. cu 8. Sunteți acolo? Când veți pleca din această tabără duminică și vă, lua, vă întoarceți la locurile voastre unii oameni vă vor suna și alții vă vor face o vizită și vă vor întreba cum a fost la tabără și veți spune gustați și vedeți că Domnul este bun. Și să-i spuneți, ar fi trebuit să fie acolo. Și apoi te va întreba următoarea întrebare. O să mai aibă o astfel de tabără și la și anul? Și va trebui să le spuneți, rugați-vă. În și între timp, vină pe la mine pe acasă și îți voi da un studiu biblic care este mai dulce decât mierea vino că vreau să vii pe la mine acasă să mănânci cu mine now, bring your Bible. dar aduți și Biblia atunci vă veți lua creionul și hârtia și îi veți învăța și pe ei Apocalipsa 10 and and gonna gonna the și le veți spune voi lor întrebările ai mâncat carticica? și ei vor spune nu atunci tu vei spune Let's eat the book. Haide să mâncăm carticica. Și, și atunci voi îi veți învăța pe ei profeția oh, pe it, care v-am învățat laterale. eu. Vosăruți să ajungeți know, și know, acolo. Știu, știu. Right Acum okay, e right. un pic greu să vă gândiți la asta. Listen, the Bible says here. Now, remember, that was a, it was the book was sweet. Cartea era dulce. The study of the prophecy of Daniel was sweet, but what made it sweet was that. Studiul profeției lui Daniel avea un gust dulce, dar ce o făcea să fie dulce era că privea către a doua revenire a lui Hristos. Dar apoi a devenit o dezamăgire amară. Pentru a putea accepta o dezamăgire atât de amară, trebuie să fii capabil să îți fie încă foame după ce ai fost dezamăgit. Pentru că dacă nu-ți este foame, atunci în momentul când dezamăgirea vine, vei pleca. Să vă dau un exemplu. În Proverbe 27, 7, în Proverbe 27 7, cu 7, deschideți cu mine la Proverbe 27 cu 7, 7. Sunteți deja acolo? Proverbe 27 cu 7. 27. Proverbe 27. Cu 7. Biblia spune, observați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Sunteți acolo? Bible Sătulul calcă în picioare fagurele de miere. The full So. Setulul. Loaf. Loafed. I'm sorry. Loafed. Calca. L-O-A-T. Make sure I got it right. Yeah. Loafed. Calca. The honeycomb. In picioare, fagurele de miere. Now. Acum. According to Revelation chapter 10. Potrivit cu Apocalips, capitolul 10, era o, amăgire, o dezamăgire amară. Dar Cartea Proverbelor ne spune că Sătulul despre ce ne spune acest cuvânt, Sătulul? O persoană care crede că a înțeles totul. Ne spune, Sătulul calcă în picioare fagurele de miere. Cuvântul a călca Cuvântul a călca în picioare de aici din ebreiască este bos. Pos. 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 Bo -so bos. -so bos. -so bos. Spuneți încă o dată cu mine. Și acest cuvânt a călca Hebrew, în picioare în ebraică uh, word, este cuvântul bos. Bos. și acesta înseamnă a da la pământ sau a da jos. A respinge.

ei nu au încercat să se întoarcă și să vadă de ce nu a venit Isus. Ei au încercat să tragă în jos mesajul despre care vorbeau până atunci. They began to au început... Au început să respingă mișcarea milerită și învățăturile din 1844. And in their rejection, și respingerea lor, în respingerea lor, ei au călcat în picioare fagurele. Ei au respins fagurele cuvântul de miere. Dar ce este fagurele de miere? Cuvântul lui Dumnezeu, vă amintiți că fagurele de miere era cuvântul, cuvântul de... și cartea lui Daniel. Daniel, capitolul 8. Ei au respins fagurele de miere. Au respins profeția profeția celor 2300 de zile și ei au presupus că este o interpretare falsă. Și ridiculezeau pe adventiștii care încă mai așteptau cea de-a doua venire. Sătui calcă în picioare. Ei au călcat în picioare fagurele de miere. Ei au respins Cuvântul lui Dumnezeu. Și în momentul când au respins Cuvântul lui Dumnezeu, 5.000, 50 mii, 50.000 50 de mii, 50 de mii au respins 50, ,000 50 ,000 de mii au călcat în picioare fagurele de miere le-au călcat în picioare. Aceasta este o profeție falsă. Isus nu a venit. Știam că ceva e în neregulă cu asta. Aceasta era ridiculizarea lor. Milerii, sunt niște vase sparte. Nimeni nu știe ora și ziua. Ei calcă. Ei resping fagurele de miere. Cărticica lui Daniel. Cuvintele lui Dumnezeu. Dar 50, câți? Urmăriți-mă. Dar 50, 50 de suflete, 50 de suflete erau încă hungry. Le era încă foame. Erau înfometati. Și ei au realizat că trebuie să se întoarcă și să studieze Cuvântul lui Dumnezeu din nou. Dar ce vrei să spui când spui că le era foame? Vedeți, într-o dezamăgire sunt două lucruri. Fie poți afla de ce ai fost dezamăgit, și să te întorci și să cercetezi sau respingi totul. 50.000 au respins totul, au călcat în picioare profeția, au respins cuvintele lui Dumnezeu și cronologia care se afla în cuvântul lui Dumnezeu. Dar 50, 50 lor încă le mai era foame. Dar ce spune Biblia despre un suflet înfometat? Deschideți cu mine Biblile Pentru un moment. Uh, to to, uh, to Deschideți cu mine la Let see. sufletul căruia era foame. Nu am textul scris, am crezut că l-am oh, scris, man. dar îl caut. How did I Cum am putut uita. Anyway, I'll give to you. I'll, I'll tell you like this. The Bible says to the hungry soul. And I'll give you the, to give you the text later. Spune it says to the hungry soul. Every bitter thing is sweet. To the hungry soul. Every bitter thing is sweet. is the next a part of the same verse. It's the next part of the same verse. Thank Proverbs, you. Okay, thank you. Look at Proverbs, Proverbs 27:7. Thank you. Proverbe 27 cu 7. 7. Mulțumesc. To the full soul, the full soul loveth the honeycomb. Dar pentru cel flămând toate amărăciunile sunt dulci. But to the hungry soul, to the who, what soul? Cărui suflet? To what type of soul? Cărui fel de suflet? I. Hungry soul. Pentru cel flămând. Every bitter thing. Toate amărăciunile sunt dulci. Deci, oamenilor care încă le mai era foame, luau această dezamăgire amară și se întorceau înapoi la fagurele de miere. Se întorceau la cartea lui Daniel. Și noi am descoperit greșeala. Now, what was the evidence that they would have to go back and rediscover the mistake? Care era dovada care le arăta că ei trebuie să se întoarcă și să descopere greșeala? A prevăzut Dumnezeu această dezamăgire? Da, cum știm că Isus a prevăzut dezamăgire? Ce ne spune Isus? Ia carticica și mănâncă-o. ta va fi la fel de dulce ca mierea, dar în pântecele tău Va fi amară. Dumnezeu a prevăzut dezamăgirea. Deci, toți oamenii din acel timp care au auzit despre venirea Domnului, despre așteptarea venirii Domnului și au înțeles profeția celor 2300 de zile, cu toții aveau să fie testați în această mare dezamăgire. Întrebarea este: Dumnezeu greșise? Sau omul greșise? Omul greșise. Dar, dar de unde știți, conform scripturii, că omul greșise? Deschideți cu mine la Apocalips 11 cu 1. Pentru că același înger ne vorbește. Apocalips 11 cu 1. Sunteți acolo? În Apocalips 11 cu 1 Biblia ne spune Apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini și mi s-a zis Scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu. Înainte să mergem mai departe Ce este templul? Care este alt cuvânt pentru templu? A?

că dezamăgirea amară pe care ei o aveau, acești 50 care au mai rămas, care încă, cărora încă le mai e foame, Iisus le spune, scoală și măsoară, și măsoară sanctuarul. Sau examen, sau examinează sau studiază învățăturile, învățăturile cu privire la sanctuar și serviciul din sanctuar. Și când s-au întors, întors și au studiat învățăturile din sanctuar și serviciul din sanctuar, ei începeau să înțeleagă de ce Isus nu a venit în 1844. But their chronology and their reckoning was correct. Dar cronologia lor și lor a fost but the event was not that Jesus was coming back to earth. Dar evenimentul nu era că se va pe but Jesus would suddenly come to his temple. Ci se va duce în templul său. Look what the Bible says in Malachi chapter, in fact, look at here for a moment. In Malachi chapter 1, 3. Malachi chapter 3. Malachi 3, 1. Maleah 3 cu 1. Sunteți acolo? Vă aștept. Maleah 3 cu 1. Sunteți acolo? Biblia ne spune, iată, voi trimite pe solul și meu, el va pregăti calea înaintea mea. Și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați. Care este un alt cuvânt pentru templu? Sanctuar. It says, even the messenger of the covenant, solul legământului pe care îl doriți, whom ye delight in, behold, he shall come, said the Lord of hosts. Iată că vine, zice Domnul oștirilor. Now, wait a minute. Așteptați o clipă. The Lord will suddenly come to his temple.

Ah, În Sfânta Sfintelor. Este adevărat? Avem un verset pentru asta? Să ne arate orice mișcare care avea loc în sanctuar? Daniel, capitolul 7. Daniel, capitolul 7. Daniel 7. Daniel 7 versetele 9 și 10. I beheld till the thrones were Mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat And the niște scaune de domnie și un îmbătrânit de zile așezu jos. Haina lui era albă ca zăpada și părul capului lui era ca niște lână curată. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roțile lui ca un foc aprins. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii de slujitori îi slujeau, și de 10.000 de ori 10.000 stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Aici îl vedem pe Dumnezeu Tatăl, care se, se mi duce din Sfânta în Sfânta Sfintelor. Pentru a începe lucrarea de judecată. Priviți împreună să privim împreună la 13. M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte. Și iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului. A înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. O clipă. Tatăl s-a deplasat în Sfânta Sfintelor. Și fiul a fost mai târziu adus și el înaintea Tatălui. Acest eveniment a avut loc în 1844. Și a când Domnul va intra în templul său. și astfel, 1844 marchează începutul judecății. un alt cuvânt pentru judecată este curățarea sanctuarului. dacă acesta este cazul, dacă acum știm aceste lucruri, 10, Acum ne întoarcem în Apocalips 10. Nu. Haideți. We Ne întoarcem în Apocalips 10. Și acum că știm că ora ziua judecății Domnului a venit. Și că acest lung timp profetic. Has met fulfillment. Și a împlinit și a vă, văzut împlinirea. 1844 marks the last longest time prophecy in the Bible. Anul 1844 marchează cel mai lung timp din profeția biblică. Acum vedem de ce îngerul face acest lucru în Apocalips 10 cu versetul 6 și a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul... And ever and ever, who created? I'm sorry. Who created heaven? Carea a făcut cerul. And the things that therein are. El, and the earth and the things that there are there that there the things that there are in therein are. Pământul şi lucrurile de pe el. And the sea and the things which are therein. Maria şi lucrurile de nivel. That there should be no that there should be time. Nu, no longer. That there should be time. No longer. There'll be what? No longer. Ce nu va mai fi? Time. Timp. zabava. Aici ne vorbește despre timpul de Har. No. Nu. Is he talk, about time. Pro, vorbește despre un timp profetic? Înseamnă că nu va mai fi timp profetic dat după 1844. So we are not, deci nu ar mai trebui să aplicăm profețiile din trecut și să le punem în viitor. Time shall be no more. Nu va mai fi nicio zabavă. And who's the angel that's proclaiming that time shall be no more? Și cine este acel înger care spune acest lucru? This is Jesus. Domnul Isus. So Jesus said we are not to take time prophecy. Și el ne spune astfel că nu ar trebui să luăm Profețiile din acel timp și să le reaplicăm 1844. după 1844. Tocmai le-ați închis gura adventiștilor care reaplică aceste profeții și care se numesc futuriști, care văd în viitor. Din cauza că știm acest lucru acum, vreau să vă mai arăt din nou că acești 50 de oameni au descoperit o înțelegere corectă a sanctuarului. Pentru că lor le era foame. Și, le și ei erau înfometați. Însetați. Dar după ce le era lor foame, după ce însetau ei, Haideți. deschideți cu mine la Matei 5, 5 cu 6 să vedem după ce era lor foame doar ca să aibă cunoștința profeției să vedem după ce era lor într-adevăr foame Matei 5 cu 6 Matei 5 cu 6, sunteți În acolo? Biblia ne spune ferice de cei plămânzi Hunger and thirst și însetați after righteousness. după neprihănire. Deci, după ce erau ei înfometați și însetați? Righteousness. Neprihănire. neprihănire

Și te va duce înapoi la Biblie să-ți vezi greșeala, eroarea. Dar asta se întâmplă doar dacă, într-adevăr, însetezi și ești înfometat după neprihănire. Dar dacă ești sătul, vei călca în picioare fagurele de miere, nu, nu vei vrea să vii corectat, crezi că poziția ta este cea corectă, și de aceea nu-ți vezi nevoia să înflămânzești și să însetezi după neprihănire. Și avem foarte mulți oameni de acest tip. Să ne apropiem puțin. Ce verset biblic ne spune despre însetare? Ce verset biblic ne spune despre sete? Isaia 51 cu 1 Isaia 51 cu 1

Pentru a afla despre dezamăgire, ei trebuiau să înseteze și să fie înfometați după neprihănire. Am spus în Matei 5 cu 6 că cei înfometați și însetați after după righteousness. neprihănire. Oh, yeah. All right, le foame și le e sete după neprihănire. În Isaia. Now, by the way. Apropo. Și vă voi arăta că ceea ce ei însetează după este neprihănirea. După ce le este foame și sete? Neprihănire. What part of righteousness will give them the understanding of the disappointment? ce parte a neprihănirii le va da lor o înțelegere clară a dezamăgirii Vă dau o alegere este caracterul lui Isus este Duhul Sfânt și cuvântul sau sunt poruncile lui Dumnezeu care parte din neprihănire? the holy ghost and the word Duhul Sfânt și Cuvântul. Deci oamenilor le este foame după ce? După Duhul Sfânt și după Cuvânt. Așa că să afle care este dezamăgirea lor. Dar pot afla despre această dezamăgire dacă se duc unde? La Cuvânt. De ce trebuie să se întoarcă la Cuvânt? Ce dă cuvântul lui Dumnezeu? What does the word of God give? Ce dă cuvântul lui Dumnezeu? Wisdom, righteousness. 2 Timothy. Timotei. 3. Cu 16. Remember, they and thirsting after righteousness. Amintiți-vă că ei sunt însetați și înfometați după neprihănire. După fagurele de miere. Le foame și le sete după acele dulci cuvinte. Dar am întrebat ce dă cuvântul lui Dumnezeu. 2 Timotei 3,16 toată scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte I mean, in, in righteousness. Been around him too long. Okay, alright. <laughs> okay. Okay, 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 okay. Alright. Alright, in righteousness. In so, watch this. <laughs> they hunger and thirst after what? Righteousness. But the righteousness that they need to hunger and thirst for is the Holy Spirit. Dar neprihănirea după care ei însetează și infometează este Duhul Sfânt the word. și cuvântul. Pentru că acest cuvânt dă înțelepciune în neprihănire. Why? De ce? Word, cuvântul. The word gives. The instruction înțelepciune în în righteousness neprihănire. Is that right? corect? That's what they're doing. Asta now, fac ei. In Isaiah 55:1. În cu 1, The Bible says, "Ho, everyone that thirsts." Biblia ne spune, voi toți cei însetați. Who's thirsty now? Acum cine este însetat? Cine este însetat? În in in contextul studiului nostru, cui este sete? Celor 50 de suflete care au trecut peste marea dezamăgire. Și după ce însetează ei, Duhul Sfânt și neprihănire. Și find the answer in the și își vor găsi răspunsul în în cuvântul lui Dumnezeu. E corect? Dumnezeu. E adevărat? Isaia, Isaia 55 cu 1 Voi toți cei însetați după ce însetează știu că încă păreți uh, sceptici, dar vreau să vă spun. Deci, după ce însetează ei, după neprihănire, voi toți cei însetați după neprihănire, veniți la ape. Ce sunt apele? În Isaia 55, despre ce ne vorbesc apele? Spune veniți la

Că acest verset le spune oamenilor care însetează după neprihănire să meargă la popoare, națiuni și limbi după neprihănire. Nu. Asta înseamnă apele în profeție. Dar trebuie să aflăm ce ne spune acest text. Nu din profeție, pentru că nu e profeție, ci e comuniune personală. Deschideți cu mine la Ioan 14. 14. Vorbim despre ape. Ioan Four,

tu singur ai fi cerut să bei și El ți-ar fi dat apă vie. Aici Iisus ne spune că dacă femeia i-ar fi cerut apă, i-ar fi dat apa vie. Până acum știm că aceste ape sunt ce? Sunt ape vie, apa vie. Ce fel de apă? Apa vie. Înseamnă că această apă are cu ea viața. Are viață spirituală. Right, let's go again. Să mergem din nou 4, 13. la Ioan 4:13. Isus i-a răspuns: Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăși sete. But the water, Dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu. O clipă. Jesus said, if Isus spune că dacă beți apa asta chiar de aici, oricine bea din această apă, îi va fi sete din nou. Dar cine bea din apa pe care o voi da eu, ne spune în viac, el se va preface într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Dar ce fel de apă este asta? Care mă face să fiu ca un izvor, să țâșnesc În continuu dau afară apă. Ce fel de apă e asta? Hmm. We must think it through. No? trebuie să ne gândim John bine 7, Ioan 7 dacă o fântână Ioan capitolul 7 37, cu 37 până la 40 Ioan 7 37, 37 la 40 ne vorbește despre această apă Sfânt. dacă însetează cineva să vină la mine și să bea hmm. John 7:37 37 cu 37 ne spune. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului. Jesus stood crying Isus a stat în picioare și a strigat. Dacă însetează cineva, let him come unto me Să vină la mine și să bea. Și să bea. Now, remember, remember the woman Vă amintiți că femeii care era la fântâna lui Iacov mi-a spus, îți voi da apă și nu vei mai înseta. Și acum în Ioan, capitolul 7, Iisus ne spune în versetul 37, dacă însetează cineva, să vine la mine și eu vă voi da să beți. Ce este această apă pe care Isus poate de să ți-o dea. Însetați voi? Dacă vă e sete, vă pot da un pahar cu apă acum. Dar când beți din această apă, vă va mai fi din nou sete. Dar sunteți voi însetați spiritual? Priviți ce spune Biblia în versetul 38. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Amintiți-vă! Acest e același cuvânt, același cuvânt din nou. Ce fel de apă? Apă vie. Dar de unde va veni această apă vie? Din voi! Ce fel de apă e aceasta?

Apa vie egal Duhul Sfânt. Vă amintiți? Vă amintiți despre ce, ce am spus despre mișcarea adventă? Că oamenilor le era foame și sete după neprihănire? Și am spus că era Duhul Sfânt și cuvântul său. Dar trebuia să vă arăt că apa este simbolul Duhului Sfânt. Când însetezi după apă, vrei apa vieții. Cuvintele lui Isus sunt vii, sunt viață. Când vii la El, El îți dă cuvântul Său. Dar de asemenea îți dă și Duhul Său cel Sfânt ca să poți primi și să poți înțelege cuvântul. Și când înțelegi și primești acest cuvânt, tu bei. Când primești cuvântul și înțelegi ceea ce citești, în mod literal, bei apă. Acum înțelegeți? Ați primit cuvântul? Le-ați înțeles? Voi beți. Și vă este sete. Și setea voastră este potolită. Acum înțelegeți? Să ne întoarcem din nou la Isaia 55 cu 1. Încă n-am terminat, suntem aproape acolo. Mai avem timp, da? Ascultați cu atenție. Isaia 55 cu 1. Sunteți gata? Priviți ce spune Biblia. Nu știu cât despre voi, dar când eu studiez Biblia, îmi place să mă distrez. Mie îmi place să îmi placă când studiez Biblia. Nu vreau să fie plictisitoare. Vreau să mă bucur. Vreau să mă bucur. Vreau ca mintea mea să fie activată, I să funcționeze. Atenția să-mi fie absorbită. Și vreau să pot înțelege ceea ce citesc. În urmă cu aproximativ 45 de minute eram sus în cameră și studiam profețiile de Josiah Lynch on the, on the fall of the Asupra uh, căderii Imperiului Otoman. Și în timp ce le studiam, am ajuns la timpul sfârșitului. Și istoria ne spune că în 27 iulie 1449, 1449 care erau cei 150 de ani, ai ridicării Imperiului otoman Pentru că acesta a început să se ridice în 12 iulie 1299 Și adăugăm 150 de ani Adăugăm 150 de ani și ajungem la 1449 And I was still baffled by that. Încă eram zăpăcit de lucrul acesta și așa că am început să mă rog. Și am zis, Doamne, ajută-mă să văd ce a văzut și el. Eram în camera acolo sus și mergeam, studiam profeția și m-am oprit din nou. Mi-am Mi închis ochii, m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, ajută-mă să văd și ce, a, ce a văzut, ce a, ce a văzut e, el. E, cum a putut prezice el exact timpul, data exactă? Then I went back. Apoi m-am întors. Și I mean an apoi am mai adăugat profeția month, cu privire la o zi, o lună, o oră și un an. Și când am adăugat acestea, a fost 391 au fost 391 de ani și 15 zile. Apoi am mai adăugat 391, 391 și, um, și 449. Și acesta a rezultat în anul 1840. Și apoi am descoperit că pe 22, 27 iulie 1840, dar profeția se referea la 11 august 1840, și Duhul Sfânt mi-a spus numără, numără cinzpre, 15 zile, de, începând de la 27 iulie. Și când am adăugat 15 zile, la 27 iulie, iulie are numai 31 de zile. Mi-a dat 11 august, 1840. Pentru voi poate nu înseamnă nimic, dar pentru mine. A fost o descoperire clară a acurateții profeției. M-am pus pe genunchi și am spus, oh, acum văd, Doamne, văd. Văd foarte clar. Nu pentru a învăța în, la studiu, dar văd acurateția profeției. Și imediat după ce am făcut acest lucru. Daniela, I mean Andrea, knocked on my door. Andrea a bătut la ușa mea. Eram foarte entuziasmat. Și ea mi-a spus, e timpul să vii. oh, okay, okay. Am spus, bine, bine. De ce vă spun totuși aceste lucruri? ce vă spun este că atunci când însetezi, Duhul Sfânt te va învăța. Când ești persistent, Duhul Sfânt îți va descoperi. Doar trebuie să ai răbdare. Și să mergi să studiezi. Și când te împotmolești, roagă-te. Dar Domnul te va învăța. Și când găsești răspunsul la întrebările tale, nu vei A, fi așa. A, da, știam că așa e. Nu, vei spune, oh, asta e. Asta e. Vei vrea să spui și altor oameni. O să înțelegeți mai târziu. Știți, este o bucurie. Este o mare bucurie în a studia Evanghelia. Este acea bucurie. Acea bucurie interioară. Nu e întotdeauna emoțională. Dar face apel la intelectul tău. Are de a face cu rațiunea ta. Și când descoperi siguranța Cuvântului lui Dumnezeu, te reîntărește în mesaj. Și ești sigur că acesta este adevărul. Și nu mai poți aștepta să-l împărtășești. Oh, man, I tell you, I have to just...

Apa înseamnă că tu trebuie să-i ceri lui Dumnezeu Duhul Sfânt. Dar apoi spune: Veniți la ape chiar și cel ce n-are bani. Veniți și cumpărați and eat. bucate și mâncați. Să comparăm. Sunteți gata? Asta e tot face parte din Apocalips 10. Acum merg în detaliu cum învăț și la colegiu, cum predau și la colegiu. Obișnuiam să fac acest curs pe o perioadă de 10 săptămâni. Și în 10 săptămâni intram în toate detaliile astea. Așa că în momentul când, când ați fi, ați...

Acum în Isaiah 55 vreau să observați ceva foarte atent. Am observat că apa viei este Duhul Sfânt. Dar, cum, cumperi, cum cumperi? Cum cumperi? Dacă vrei să scrieți întrebarea e bine. Dar cum cumperi fără bani? How do you buy without money? says. Cum cumperi fără bani?

Cine este Isaia 55 acum când vorbim în timpul sfârșitului? Ce biserică trebuie să înseteze și să înfometeze după neprihănire? La, Odisea. La Odisea. Dar, dar pentru a înfometa și a înseta după neprihănire trebuie să cumperi. Să comparăm. Să -i, Cum -i Veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani, veniți și are cumpărați. Ve cumperi tu fără bani? Apocalips, capitolul 3, 3 împreună, haideți. Apocalipsa 3. Veți vedea acest are lucru cu you mine. There? Sunteți acolo. Apocalips 3. 3. Versetul 14. Uh, no, 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 let's go. Nu. Versetul 18, versetul 18. Te sfătuiesc să faci ce? Să cumperi. Dar ce vei cumpăra? Vei cumpăra aur. Dar cum vei cumpăra dacă nu ai bani? Și, și în mod special, cum, cum cumperi aur fără bani? Să comparăm aceste două versete. Biblia spune, cumpărați. Dar ce trebuie să cumperi? În Apocalipsă ne spune, cumpărați aur. Dar trebuie să cumperi altceva înainte de aur. Ce trebuie să cumperi? Proverbe 23 cu 23, 23. Proverbe 23 23. 23. 23 în 23. 23:23, Ce trebuie să cumpărați? Let's see. Să vedem. În Proverbe 23 cu 23, 23, Biblia ne spune, sunteți acolo? Vă aștept. Proverbs 23, 23, Proverbe 23 cu 23 Cumpără adevărul și nu-l vinde. De asemenea, Înțelepciunea, învățătura și priceperea. Oh, 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 oh. <laughs> acum, ce cumpărați? Ce cumpărați acum? Adevărul? Înțelepciunea? What was the next one? Care era următorul? What Instruction. Învățătura. Huh. All right. Instruction. And what? Și ce? Under. Și priceperea. Standing. My goodness. So what are you going to buy? Ce vei cumpăra? Okay. Let's break these down. Ready? Sunteți gata? <laughs> This gets really good. Devine din ce în ce now? mai interesant. Ce cumpărați? You're going to buy truth wisdom, instruction and understanding. Adevărul, înțelepciunea, învățătura și priceperea. And you buy it without money. Și le cumpărați fără bani. No. by the way, apropo, buy. But now who you buying from, by the way? Dar de la cine cumpărați? Who you buying from? De la cine cumpărați? You buy from who? Faithful witness. You buy from the faithful witness. Who's the faithful witness? Și cine este martorul credincios? Voi știți. You buy from Jesus. De la Isus. Vei cumpăra adevărul îl veți cumpăra de la Jesus. Isus. Now, how cum cum îl cumpărați from de la Isus? Cum îl cumpărați de la Isus fără bani? Da, mergem la went? magazinul lui, dar Urmăriți-mă cu atenție. se spune cumpără de la mine. Buy me. Cumpără de la mine. What are you to buy in Revelation 3? Din Apocalips 3 ce cumpărăm? cu 18, ce cumpărăm? Aur. Dar aurul de la cine vine? Who's the gold coming from? De la cine vine aurul? Jesus. De la Isus. So Jesus said, buy Deci Isus a spus, cumpărați de la mine aur. Astfel că Isus spune, eu am aur. Și voi trebuie să-l cumpărați. Dar cum îl cumpărați? Ce este aurul? în First Întâi Petru 1 cu 7. Întâi Petru 1 cu 7. Sunteți gata? când o să citiți acest Peter, verset, o să știți, oh, știam. 1 Petru 1 cu 7. It says here. Ne spune aici, sunteți deja acolo? Urmăriți acum. First Întâi Petru. Sunteți acolo? 1. Întâi Petru 1. Cu 7. The Bible says that the trial of your faith pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin, prin foc să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea Lui Hristos Isus. ce este aurul?

și eu vă voi da aur. Ați, ați prins ideea? Voi întoarce credința ta într-o credință adevărată. Cum vei cumpăra de la Isus? Cumperi prin, prin credință. Ai nevoie de bani ca să ai credință? Ai nevoie de aur? Silver? Argint? No, you need what? Nu, ai nevoie de, de ce? De credință. Deci vei cumpăra de la Isus, vei crede în Isus, vei avea credință care îți va permite să cumperi truth adevărul, înțelepciunea, învățătura și înțelegerea, priceperea. Ai priceperea, învățătura, înțelepciunea și adevărul prin credință. Sunteți cu mine acum? Și ce este credința? Roman 10 cu 17. Credința Romani 10 cu 17. Credința vine în urma auzirii. Iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Deci, ce cumpărați? Cum cumpărați? Cumpărați prin credință, prin a crede ce este credință. Și în timp ce aveți credință în Isus și în Cuvântul său, El vă învață adevărul, vă dă înțelepciunea, învățătura și priceperea. Asta cumpărați? E greu? No. Nu. Vreți să faceți acest lucru? E la fel de dulce nu. ca mierea, vă amintiți? Încă vorbim despre miere. Doar vă arăt ce au făcut. Când, când cumpărați înțelepciunea, priviți aici. Când cumpărați înțelepciunea, cum obții înțelepciunea prin credință? Deschideți la Proverbe 9 cu 9, 10. Vă voi arăta oamenii sau poporul care s-a dezvoltat, care s-a ridicat după acea dezamăgire. Oamenii care au crescut după dezamăgirea de la 1844 aveau înțelepciune, învățătură, pricepere și adevăr. Vreau să vedeți. Ce ne spune Biblia? Proverbs 9:10. The fear of the Lord, the what? Teama de Domnul, frica de Domnul. Este începutul înțelepciunii. Și știința sfinților este priceperea. So those people that were hungering deci aceștia care înfometau, care le la foame și s-au decis că să cumpere de la Isus. ei credeau în Isus. până într-atât încât au primit înțelepciune priviți acum aici <laughs> uh, whoa, oh boy. Uh, they they, <laughs> primeau înțelepciune pentru că give you I gave you this text, Proverbs. V-am dat Proverbe. 9. 10. They see wisdom. Ei primeau înțelepciunea. Because they what? Pentru că ce? Fear. Se temeau de Domnul. God. Because the fear of the Lord is beginning of what? Frica de Domnul este wisdom. începutul înțelepciunii. They also received something else here. De asemenea, au mai primit altceva aici. Au primit priceperea. Deschideți cu mine la Proverbe. Proverbe, capitolul 2. Haideți cu mine în Proverbe, capitolul 2. Sunteți cu mine acum? Haideți! Proverbe, 2. Și vă voi, arăt... vă voi arăta Proverbe 2. Ne uităm la versetul 6. Now watch this. Watch this now. I'll read verses 1 through 6. So you can get it. Oh. My son, if thou will receive my words, Citim de la 1 la 6 ca să înțelegem. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile so mele, so so hmm. dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere. Țin, Țineți minte că înțelepciunea este în legătură și cu poruncile. Dacă vei, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. O clipă. Sub acest temeți de Dumnezeu, teama de Domnul, Proverbe 2, de la 1 la 6, spune că ar trebui să obțineți prin teama de Domnul înțelepciune, pricepere, înțelepciune, cunoștință, pricepere, și și poruncile. Să mergem mai departe. Asta este sub înțelepciune. Deci avem înțelepciune, înțelepciunea și priceperea până acum. Și Biblia ne spune în Psalmi 11, 11, 10. Here we go again. 111 cu 10. Tot la cuvântul 111, pricepere. Psalm 111 cu 10. Psalmul 111 cu 10. acolo? Psalm 111 cu 10. Biblia ne spune. Frica Domnului este începutul înțelepciunii. And a good understanding. Toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă și slava lui ține în veci. Deci, toți cei ce o păzesc, din nou, ce avem? Pentru cei care cumpără, care primesc înțelepciunea, învățătura și priceperea, că, învățătura,

Ioan 14 cu 6. Eu sunt calea, adevărul și viața. Jesus. Isus. Ce este adevărul? John. Ioan 16, 16 cu 13. John 13. Ioan 16 cu 13. Isus ne spune când va veni mângâietorul, Duhul adevărului, deci Duhul Sfânt, are să vă călăuzească în tot adevărul. Ce este adevărul? Ioan 17, 17 cu 17. John 17, 17 Ioan 17, cu 17 acum. Sfințește-i prin truth, adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Deci acum cuvântul este adevărul. Ce mai este adevărul? Psalmi 119. Cu 151. Psalmi 119, 151 119 cu 151, 151. Vă vom arăta cine a rezistat acestei mari dezamăgiri. Încheiem cu acest verset, Psalmul 151, mirror, Lord, 151 ne spune: Dar tu ești aproape, Doamne, și toate poruncile tale sunt truth. adevărul. Toate poruncile tale sunt adevărul. Acum avem și poruncile. Ioan right. 8 cu 32 ne spune ce? Și veți cunoaște adevărul. Vă mai amintiți, Ioan 8 cu 32? Ioan ne spune: Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Vă amintiți? Deci adevărul te face liber. Liber de ce? Roman 6 cu 18. Roman 6 cu 18. Free from? Liber de ce? Sin. Free from sin? Liber de păcat. Servants. Slujitori. Of. Robi ai neprihaniri. Servants of righteousness. Robi ai neprihaniri. Right, let's stop for a moment. Să ne oprim pentru o clipă. What is truth? Ce este adevărul? Am spus că poruncile sunt adevărul. Poruncile sunt adevărul. Dacă poruncile sunt adevărate, sunt adevărul. Poruncile sunt adevărul. Asta înseamnă că și sabatul. Înseamnă că sabatul este adevărul

Cine sunt acei 50 de persoane care au însetat și au înfometat după neprihănirea? Un popor care are înțelepciune, pricepere, înțelegere și învățătura și au adevărul. Cine ies, cine rămâne? Un popor cu mesajul temeți-vă de Dumnezeu, un popor care spune păzim poruncile lui Dumnezeu, un popor care pune accentul pe Sabbat și un sabat, popor care are Duhul Sfânt sau Spiritul Profetic care vorbește prin gura unui profet. Și din cauza că acest popor păzește poruncile lui Dumnezeu, ei vor avea o bună înțelegere și mare înțelepciune. Cine este acest popor care va cumpăra aurul? Cine este acest popor care însetează și cumpără fără bani? Și au cumpărat vinul, care este doctrina. Și au și au cumpărat laptele, care sunt învățăturile de bază ale lui Hristos și ale cuvântului, cuvântului său. Cine este acest popor? Aceasta este o umbră, o reprezentare a mișcării a, mișcării a, a adventiștilor sau a îngerilor. Ei se tem de Dumnezeu. Au înțelepciune acum ca să ei înțeleagă. Ei păzesc poruncile. Ei cumpără de la Isus prin credință. Ei însetează și le este foame după neprihănire. Și ca rezultat ei sunt liberi de păcat. Și au cu ei mărturia lui Isus care este Spiritul Profetic din 50.000. de mii. Doar un mic, un mic, nucleu a rămas. Și doar 50 au fost cei care au format această mișcare adventă care a dus la Biserica Adventistă de ziua a șaptea. Și astfel, îngerul a spus, yeah vei profeți din nou. Din nou. Pentru acum când profețești, ei vor avea un mesaj cu temeți-vă de Dumnezeu, dați-i slavă, ceea ce are de-a face cu caracterul și legea, și închinați-vă celui ce a făcut cerurile și pământul, vor predica că a venit ceasul judecății lui. Asta se va întâmpla și cu asta. Ei vor predica despre cel, cea de-a treia solie îngerească Despre a nu primi fiara și imaginea ei, semnul ei. Și asta. După asta, însetează și înfometează ei. Și, as a resultat, ce și ca rezultat al acestei sete și foame, asta s-a dezvoltat, după Marea Dezamăgire. Și Biblia ne învață acest lucru. Dar trebuie să punem textele, versetele împreună și acest grup se va dezvolta chiar înainte de a intra în perioada Laodiceea cea de-a șaptea biserică. Acum suntem sub cea de-a șasea pecete, a șaptea trâmbiță și suntem în cea de-a șaptea biserică. Suntem la sfârșit. Și mesajul care trebuie să fie predicat este mesajul neprihănirii prin credință. Ca poporul lui Dumnezeu să poată avea caracterul să stea pentru a-L întâlni pe Iisus la cea de-a doua sa venire. Cât vreți să-L întâlniți pe Iisus la cea de-a doua sa venire? Aceasta este dorința voastră să ne rugăm. Heaven, Tată din ceruri, Îți mulțumim pentru acest timp și pentru acest mulțumim studiu. Îți mulțumim pentru Duhul Sfânt care este cu noi, care continuă să ne dea înțelepciune și pricepere. Fă ca cuvântul tău să fie o lumină strălucitoare în inimile noastre. Fie ca inimile noastre să aibă o dorință arzătoare să știe mai mult despre tine și despre aceste mari adevăruri și profeții cu privire la timpul sfârșitului. Te-am rugat toate acestea în numele lui Isus și de dragul lui. Amin.